Svetlana, bucuroși de oaspeți? Bucuroși! Astăzi, chiar în a doua zi a iernii, venim la dumneavoastră cu urări de bine, căci vă sărbătoriți cea mai frumoasă zi din viață, ziua de naștere. Știm precis că de dimineață poate că ați mai primit mesaje de felicitare în adresa dumneavoastră. Iată că și noi ne alăturăm la toți predecesorii noștri și v-aș spune așa, dintr-o mie de flori colorate, dintr-o mie de flori parfumate, una este cea mai importantă, trandafirul vârstei dumneavoastră. Fie ca petalele lui să vă mențină tinerețea, frunzele să vă mențină tandrețea, tulpina să vă mențină sănătatea, iar spinii să vă apere de dușmani. Și noi, muritorii de rând, cu părere de rău, nu avem putere să dăm zile vieții. De aceea dumneavoastră vă dorim să dați viață fiecare zi trăite. Ziua de mâine să fie chiar mai frumoasă ca cea de astăzi. Să fiți înconjurată de oameni buni, de prieteni adevărați, cei dragi sufletului să stea cât mai mult în preajmă și fie ca bunul Dumnezeu să vă călăuzească orice pas făcut în continuare. Noi oferim servicii surprize pentru tine și vă pune tradiționala noastră întrebare. Cum credeți cine a solicitat felicitarea? Eu cred că fiinii de la Dunduși. Haideți să vedem! Țineți această tortă pentru masa de sărbătoare. Avem un buchet minunat pentru dumneavoastră. Ceva mai tărișor. Aici. Un suport material, financiar. Și sigur că avem pentru dumneavoastră și un mesaj. Scumpa noastră nănășică, faceți parte din sufletul nostru și sunteți bucuria inimilor noastre. Nu există cuvinte care să exprime cu adevărat ce simțim. Singurul lucru pe care putem să-l afirmăm cu certitudine, suntem mândri și onorați că sunteți nănășica noastră. Să știți că fără prezența dumneavoastră, sărbătoarea nu este sărbătoare. Evenimentele devin pustii. Astăzi, la buchetul vieții adăugați al 60-lea trandafir. Lăsați-i să se împletească într-un buchet al împlinirii, fie ca florile iubirii, să vă împodobească viața și să vă vedeți toate dorințele împlinite. Vă dorim ca pe aripile celor 4 anotimpuri să vi se aducă numai belșug în casă, numai devotament și ajutor în prietenie și numai gânduri pozitive și fericire în inimă. Dacă există ceva mai frumos decât viața, dacă există ceva mai minunat decât un răsărit de soare, dacă există ceva mai pur decât un vis și dacă există ceva mai puternic decât iubirea, fie ca acel ceva să vă aparțină doar dumneavoastră. În această zi frumoasă, dorim să vă bucurați de fiecare mărunțiș în viață, sănătatea să vă găzduiască, prietenii să vă ajute în momentele grele, să aveți credință și puterea Domnului de a duce la capăt orice gând zămislit pentru binele dumneavoastră și a celor din jur. Vă urăm o zi de voie bună și sperăm ca dragostea noastră să vă umple viața, la fel cum dragostea pe care ne-o purtați o umple ale noastre. Lăsați liniștea, confortul și armonia să domnească întotdeauna în casă, să vă bucurați de viață, să fiți surprinsă de emoții pozitive, să visați și, cel mai important, să iubiți și să fiți iubite. Rămâneți mereu aceeași doamnă luminoasă, amabilă, veselă și zâmbitoare. Vă iubim enorm! Cu la mulți ani, cu multă stimă și respect, vin finii Andrei și Olga împreună cu Vlad. La mulți ani! Cred că puteți și dumneavoastră să le transmiteți un mic mesaj. Da. Dragii mei, vă iubesc foarte mult și vă mulțumesc de felicitare. Și cred că de grabă o să ne întâlnim. O să treacă toată boala asta și o să ne întâlnim și o să fie tot bine. Mulțumesc mult și vă iubesc din suflet. Vă dorim o zi frumoasă, o sărbătoare pe cinste. La mulți ani, dumneavoastră! Mulțumesc!